Opera Națională Română Iași prezintă un spectacol eveniment cu ocazia aniversării centenarului Marii Uniri. Este vorba despre premiera operei Ecaterina Teodoroiu de Emil Lerescu, montată pentru prima dată pe scena operei Ieșene după 40 de ani de la prima reprezentație națională. Ecaterina Teodoroiu este una dintre cele mai autentice eroine ale istoriei noastre contemporane. Spectacolul o transpune pe protagonistă în mijlocul epocii sale, iar faptele care o plasează în legendă vor fi povestite pe scenă de o echipă tânără de creatori, regizor, scenograf, coregraf, alături de tinerii interpreți ai operei Ieșene, care vor susține partitura sub conducerea muzicală a maestrului Cristian Oroșanu. Spectatorii care vor fi prezenți la premiera spectacolului eveniment Ecaterina Teodoroiu din această seară, de la ora 18:30, vor avea privilegiul de a se întâlni cu expoziția de obiecte personale ale Ioanei Darca României, așa cum a fost numită eroina din primul război mondial de ilustrul prieten al poporului român, generalul Henri Berthelot. Prezentarea exponatelor a fost posibilă prin amabilitatea doamnei Luminița Dragomir, strănepoata Ecaterinei Teodoroiu și a domnului Dumitru Horțopan, directorul Muzeului Județean Gorj Alexandru Ștefulescu.